Bună dimineața, a patra zi în Delta Dunării. Îmi cer scuze pentru zgomotul constant, dar cum am spus, avem generatorul de curent acolo, că suntem pe un vapor. Astăzi e mai cald decât a fost zilele trecute. Ieri dimineața a fost foarte frig. Am lăsat apa în găleată, am găsit-o înghețată, am pregătit nada. Avem borcanele cu bunătăți, undițele pregătite, oricum dau de cât pe două, una o țin de rezervă. Vedem dacă mai băgăm ceva în jumvelnic. Începe să răsoară și soarele. Zona e foarte frumoasă, liniștită, mai trec din când în când bărci. Văd că e puțin cam multă mizerie astăzi, dar vedem ce o să fie. Am dat aseară puțin la spinning, undeva în zona aceea, și au fost atacuri aseară pe la 6 până pe la Săntonice în prostie, dar nu a vrut nimic, n-a atacat nimic. Au luat colegii mei niște bimbani undeva prin zona aceea. Foarte frumos. Parcă deja moftică să apropie plecarea. Mai avem joi, vineri și sâmbătă. Deja trebuie după masă să strângem duminică dimineața pe plom. Vedem, poate astăzi răspunde mai bine decât ieri. A fost foarte apatic. Vedem. Și în 10 minute încheiem și a patra zi pe Dunăre, în Delta Dunării de fapt. Astăzi mai mult cărășel, dar la palmă și ciortan. Am luat un crab la 2 kg, am mai luat vreo 4-5 ciortani la vreun kil și vreo 5-6 ciortani până într-un kil. 5-6-700 de grame. Dar nu mai e mal. Aici e un cot, curge apa și se oprește exact aici. Acum mi-am dat seama cum nădez mâine dimineață undeva aici la crap cu semințe și vedem ce o să fie mâine. Roșioara n-a prea vrut deloc, dar una peste alta o zi perfectă. O seară frumoasă vă doresc, fire întinse!